Hai, salutare, măi șefanilor! Să-mi ziceți dacă știți pe ce am imitat acum. Bun, suntem pe templul lui Anubis. Habar n-am cu cine pot să atac în templul lui Anubis, așa că o să mă joc cu Fera, pentru că e cel mai safe campion pe care îl știu juca. Și vedem dacă avem un pic de noroc. 3, 4 gold și 2 silver la ei. La fel, 4 gold și 2 silver. Și level de par apropiat, ăsta e 300 plus. La noi ăsta e 300 plus, 200 plus, bun, cam apropiat este. Bine, e drept că avem media de level mai mare un pic. Dar, nu. Din cât eu observ, nu prea contează levelul aici. Când e matchmaking-ul. Bun, și filmează asta. OBS-ul. Până un alta distrugem pe aici. Nu știu care e harta aia unde poți să dai la coș, dar în sfârșit am învățat cum să dau coș cu, cum dracu cheamă pe aia, Simetra. Aproape tot timpul dau coș. Adică pur și simplu iei cu click stânga, mingea și o arunci în găurică. Și auzi că ăsta e hometown-ul lui Fera. Zenorana, fun to play. No junk in attack. Da, ar fi bine dacă nu avea junklet în atac, dar nu. Mă, n-ai cu cine. Oamenii oricum joacă ce vor ei să joace. Nu ce e bun. Holy fuck! Hai frățioare, nu dau și eu la unul. Mare melesteu. Și din bulan dacă-i dau. Aparentă nu. What the fuck? Zeniata, bulangiu ordinar. Hai de boss, bagă heal aici. Dacă nu dea heal-ul mai devreme, nu muream. Dar ținea heal-ul pe ăla acolo. Ce bulan infect. Schimba junkrat-ul, hai că l-au schimbat. Dar tot cred că nu-i mai trebuie un healer, așa că probabil că o să iau eu healer. Atunci rămânem fără damage. What the fuck? Hai, bă, ce dracu, nu intră bă odată și... O lebeniță acolo la careva. Și nu știu unde iau teleporterul. Dacă nu-l scoatem ăla, n-avem nicio șansă să intrăm pe punct. Că imediat ce l-ai omorât pe unul, deja revine. Get them off me. Bun. Adică, teoretic, bun. Practic, nu știm unde e teleporterul. Deci probabil că e în căsuța aia. Bă, care de după mine? Nu? Nu l-am culcat, nu cred. Opa, au distrus teleporterul, asta e bine. Nu-i de bine, nu-i de bine. Fratele meu, cum dracu m-a omorât aia, ești prost? Ai, iar ăsta, frate, cu aim-ul vieții. Uite-te, la pleznial, nici nu știu ce e acolo și el face 3 kill-uri. Doamne, ce campion. Hai să-l jucăm, frate. E luat. Bun. Change, please. Hai, mă duc cu Lucio. Că văd că ăla cu Orisa-i cretin. Thanks. Pana mea, n-ai de ales când prins cretin. Mamă, cum mi-o dat din nou. Și Orisa e nașpa aici, pe atac. Bag heal-ul în ăștia. What the fuck? Nici n-aș știu că te poți urca aici. Iar o ieși, mă, dă-i mă dracu. Deci al doilea meci pe zodia scoafei ca mă, dă-i în morților. Mă, două din două, frate, mă, așa ceva. Da. Din nou mă plâng, nu?
Să mă joc al doilea meci cu AFK. Nice. Foarte tare. Ador Overwatch. Să vă cumpărați Overwatch, că e un joc care își merită toți banii. Cred că dacă mă mai bag încă la 5 meciuri, o să am 5 din 5 cu AFK. Foarte fain. O reveni cretinul planetii. Phytox. În morții lui. Da. Asta este, frate. Mă plâng. Mă joc 10 meciuri, am 15 AFK. Poți să-i dai report, oare? Chiar aș da report. Băga mea, aș să-mi bat piciorul, el de joc spart. Phytox. Cred că inactivity, că nu pot să-i dau AFK. Mă gândesc că ăsta ar fi inactivity. Bun. Dacă oamenii ar primi banuri, n-ar mai sta AFK și n-ar mai ieși din meciuri aiurea. Dacă cum oamenii nu primesc banuri, evident, nimeni nu o să facă nimic. Pui mei, cui pasă? Stai AFK normal. 2 din 2 meciuri. Deci ăsta e al doilea meci pe care încerc să-l filmez și al doilea meci în care am avut AFK. Deci maxim ce obțin din meciul ăsta e un egal. Maxim. Da. Cu siguranță nu scoatem egalul pentru că suntem toxici, nu că au stat la AFK. Și am jucat 5 și n-am putut să fac nimic. E bine totuși că mi-am luat healer-ul, știi? Și oamenii încearcă să găsească scuze pentru cretinii ăștia care stau AFK. Oricum e aiurea să faci egal când puteai să câștigi meciul. Foarte aiurea. Îmi pare rău că nu pot să fac stream cu Overwatch să vă arăt cât de mulți AFK există în jocul ăsta. Nu cred că exista zi în care să mă joc Overwatch și să nu am minim un AFK. Bun. Iar mă. Hai mă, fratele meu. Uite-te la asta ce disperat. Și ați văzut, atât a fost match-ul, da? Asta este așa al postez, cât îs? 8 minute. Ca să vă arăt dacă se merită sau nu să-ți cumpere Overwatch-ul. Da, deci până acum, azi, am încercat de 2 ori să fac un match, să-l pot posta, să fie cât de cât decent. Un match. Atât am avut, un match. Din 2 meciuri, 2 AFK. Judecați și voi, se merită să-ți cumpere Overwatch sau nu. Și dacă zic chestia asta, oamenii inteligenți zic că mă plâng. Că nu. E foarte normal să-ți cumpere un joc cu... cât dracu e? 50 de euro sau cât e asta, 30 și ceva de euro și să joci cu AFK în fiecare match, adică e legit, nu? Și acum mie o să-mi scadă puncte pentru că am avut un AFK și s-a dus match-ul pe nimic. Da, foarte fain. Da, așa îl postez episodul, să vedeți și voi ce mizerie e Overwatch-ul. Oricât ai încercat să fii de pozitiv și ăsta, nu poți ignora realitatea în puii mei. Da. Și uite așa s-au mai dus câte puncte.
Aveam 1845 parcă, nu sigur. Da, așa se pierde elo-ul ăsta. Și așa ajungi să nu mai poți să ieși dintr-o divizie, pentru că pici tot cu cretini și dacă zici asta, te plângi, frate. Adevărat. Ne auzim la episodul următor de Overwatch, pe care o să-l postez probabil peste vreo 15 ani. Salut!